găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi într-o comună în care atunci când intri, nici nu-ți poți imagina cât de întinsă este și mai ales cât de bine administrată este. Am să vă spun în câteva aminte despre ce este vorba. Este vorba despre o comună care se află la o distanță considerabilă față de Constanța, dar o comună în care o mână de gospodar a reușit să facă în câțiva ani lucruri pe care nici nu le visau primarii dinainte, nici nu le visează probabil primarii din județul Constanța în momentul de față. Ne aflăm în comuna Grădina. Mă bucur să vă am alături, doamna primar, și să ne bucurăm de un cadru festiv, iată, pentru că dumneavoastră, în spatele noastră se află un brad, un foarte frumos brad de Crăciun. Bine v-am găsit! Bine ați venit în comuna Grădina, județul Constanța. Iată că se apropie sărbătorile, frumoasele noastre sărbători de Crăciun. Ne apropiem de finele anului 2019 și sunt bucuroasă că ați venit și sunteți alături de noi pentru a vă bucura de frumusețile comunei noastre și de realizările din comuna Grădina. Despre toate acestea vom vorbi în minutele următoare și înainte de orice aș vrea să vă felicit pentru modul în care arată inclusiv locuri în care suntem. Se vede mâna de gospodar atunci când casa în care ești, în care îți desfășori activitatea și în care primești oamenii, în cazul nostru este vorba despre primărie, arată așa cum arată această primărie. Este o primărie nu numai modernă, dar de la mobilier, la pavaj, la pereți și totul arată superb. Este un loc în care vii cu tot dragul și ca și localnic ești primit cu acea căldură specifică unei case până la urmă. Așa cum a fost și în momentul în care am candidat ca primar pentru această comună, și exact cum aveam în curte și în casă, așa mi-am dorit să fie și comuna. În momentul în care ieși de pe poarta casei să fie frumos în toată comuna, iată că după atâția ani de zile am reușit în mare parte să realizez toate acestea și pentru frumoasa noastră comună. Doamna Iacobici, aveți o comună care este foarte întinsă, spuneam și la început, dar nu aveți atât de mulți locuitori. De ce credeți că sunt atât de puțini oameni în comuna Grădina și în satele arondate? Unde pleacă oamenii aceștia? Avem foarte mulți oameni plecați în străinătate, au plecat în perioada 2000-2015, foarte mulți. Și apoi, așa, noi sperăm că, având infrastructura pusă la punct, oamenii își doresc foarte mult să vină înapoi. Și lipsa locurilor de muncă a contat foarte mult. Și a fost o perioadă în care oamenii și-au vândut animalele, nu mai aveau nutrețuri. A fost o perioadă de secetă în perioada 2005-2006-2007. Și atunci foarte mulți oameni și-au vândut animalele. Era un mediu de a trăi pentru ei. Aveam mulți fermieri, oameni care aveau vite în primul rând, oi, capre, și bineînțeles că n-au mai putut să ducă toate aceste animale din cauza secetei care s-a bătut în acea perioadă peste Dobrogea și s-au desprins mulți de aici, au plecat și au găsit locuri de muncă prin Constanța, mulți și-au găsit prin străinătate, dar noi nu ne lăsăm bătuți și de aceea lucrăm la infrastructura comunei ca oamenii să revină în această comună frumoasă. Mă bucur că ați abordat ideea de infrastructură, pentru că ăsta este primul subiect despre care aș vrea să discutăm, pentru că atât în Cheia, cât și în Grădina, ați lucrat la tot ceea ce înseamnă infrastructură. Și aș vrea să începem cu partea de apă. Aveți mare noroc să aveți o apă ieftină aici. Oamenii se bucură de un serviciu de calitate, pe de-o parte, și pe de altă parte de un preț foarte mic. Cum ați reușit acest lucru? Ce ați făcut pentru a ajunge la această performanță până la urmă? Am depus proiecte pe PNDL 1 și 2 la Ministerul Dezvoltării. În 2016 am reușit abia să obținem finanțări pentru ele și să putem să facem toate procedurile, achizițiile, PT-urile și așa mai departe, și să modificăm toată infrastructura, să zic, conductele de apă care nu erau suficiente, bazinele de apă în ambele localități. Acum vreau să vă spun că avem și un serviciu în subordinea Consiliului Local de Apă,
Prețul apei este 2,50 lei, apa este a comunei noastre. În avem în care apă. Sunt localități din județul Constanța care au preț de, eu știu, peste 6 lei. Da, e o performanță. Știu, am auzit. Cum, de unde duceți apa? Aveți apă bună de calitate? Da, avem apă bună de calitate. Direcția sanitar-veterinară ne aprobe tot timpul și ne verifică toate calitățile apei. Avem licențe, avem tot ceea ce trebuie ca să funcționăm cu apa din localitatea Cheia și din localitatea Grădina. Am avut probleme în localitatea Cheia cu nitriți și nitrați și costurile au fost foarte mari ca să putem să aducem apă de calitate. Așa că să știți că și prețul apei în tot județul Constanța contează și de calitățile apei. Absolut. Și atunci sunt costuri enorme, dar noi, bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca să reușim și să putem să aducem toată această apă la parametri normali, să nu avem probleme. Au fost perioade în care am dus apă copiilor de 0-3 ani, apă plată, cumpărată de primărie de la supermarket, ca să putem să nu fie probleme cu microbi, cu bacterii și așa mai departe. Așa cum e normal de altfel. Aveți în vedere și rețeaua de canalizare, înțeleg? Da, acum se lucrează și la rețeaua de canalizare, tot pe programul este pe PNDL 1. Finanțarea a început tot în 2017. Se lucrează intens, în proporție de 80% canalizarea și stația de epurare sunt aproape gata. Vor fi date în folosință la anul, dacă nu, anul viitor, anul 2021, sigur va fi și cu implementat proiectul. De ce vă spun acest lucru? Pentru că urmează să facem branșamentele pentru toți locuitorii și atunci avem nevoie de o sumă de bani. Bani pe care noi trebuie să îi avem noi primăria din fondurile noastre, din bugetul local. Proiectul deja l-am aprobat în Consiliul de Local. El este în jur de 100.000 de euro și trebuie neapărat să avem acești bani să putem face branșarea ca să putem veni cu asfaltarea. Absolut. Pe partea de asfaltare, înțeleg că ați întâmpinat oarește dificultăți. La capitolul asfaltare, da. S-a definitivat cu achiziția, constructorul îl știm, deja este licitația terminată și ordinul de începere a lucrărilor este deja emis, cu toate avizele necesare, dar în acest moment așteptăm primăvara și v-am spus branșamentele care trebuie să le efectuăm noi. Și imediat logic, nu vreți să asfaltați și după aceea să stricați totul din sigur loc că da, pentru sigur. A face aceste lucruri. Și această asfaltare nu este doar asfalt. Bineînțeles că ea se numește tramă stradală. Asta înseamnă și rigole de preluare a apelor fluviale și totul așa cum și podețe pentru acces în curțile oamenilor. Deci infrastructura va fi foarte bine pusă la punct. Avem și o zonă în care, în momentul în care plouă foarte tare, apa intră în curțile oamenilor și atunci, gândind acest proiect și cu tramă stradală și cu aceste rigole și cu aceste podețe, să nu mai fie probleme să intre apa în curțile oamenilor, dar trebuie toate gândite și toate cu luate așa, să zic, gospodărește. Să nu facem lucrurile și după aceea să le stricăm și să reparăm și să facem în continuu, să nu mai terminăm de făcut aceleași lucruri. Ce mi-a plăcut este faptul că atunci când a fost vorba de a da o mână de ajutor localnicilor, v-ați ocupat de pietruirea unor drumuri, chiar și din bugetul dumneavoastră, tocmai pentru a veni în terminarea lor și a nu-i lăsa, așa cum se spune, în noroaie. Deci, în momentul actual, toate drumurile din comună sunt pietruite. Ele s-au mai stricat în urma celor cu apa, celor cu canalizarea, dar în proporție de 100% ele sunt toate pietruite. Mai nou am pietruit și un drum care îl aveam, Cheia Casian, care lega cele două localități. Este vorba de 5 km de drum cu bani din bugetul local și e binevenit și pentru cei 10 locuitori de acolo pe care îi avem, dar mai ales pentru faptul că acolo se va ridica și o mănăstire și sperăm să fie de bun augur. Nu putem să-i facem proiect încă de asfaltare acestui drum de 5 km,
pentru că încă nu avem definitivată problema cadastrului acelui drum care leagă aceste două localități. Înțeleg că se lucrează totuși la cadastrul general. Da, se lucrează la cadastrul general. Avem contracte cu ANCPI București. Ați intrat în acel program de cadastrare? Am intrat în acel program. Avem finanțare 1, finanțare 2, avem mai multe contracte. Datorită prețului mic, să știți că nu am avut cadastriști care să vină să ia lucrările, dar se lucrează mai încet, dar se lucrează. Important este ca oamenii să beneficieze de toate aceste lucruri la final și să se vadă că, cum să zic, și mâna noastră de gospodar și implicarea primăriei în toate aceste proiecte. Și atunci când vine vorba de proiecte, aș vrea să trecem la un subiect care sunt convins că vă este drag, tocmai pentru că v-ați dedicat atât de mult timp și resurse copiilor celor mici. Vorbind despre cei mici, poate trebuie să știți, dar la grădina, chiar dacă nu sunt foarte mulți copii, câți copii aveți în localitatea? 130 de copii. Bun, toți acești... Elevi. Copii avem mai mulți. Avem și elevi de liceu, avem și copii între 0-3 ani, care nu sunt înscriși în școala gimnazială numărul 1 grădina. În jur de 180 de copii, cu tot, cu liceeni, cu tot. Toți acești copii primesc cadouri de Crăciun și de Paște și mai mult decât atât v-ați implicat în acordarea de burse școlare. Sigur. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre, eu știu, cum ați ajuns la această idee și de ce sau ce anume vă motivează pentru a susține, iată, tinerii din localitate? Nu știu, mi se pare un proiect important menținerea și susținerea copiilor în educarea lor. De aceea am pus mult suflet pentru acești copii. Vreau să vă spun că avem o școală, o grădiniță și încă o grădiniță în localitatea Cheia. Vreau să vă spun că avem și un centru de prevenire și abandonului și a separării față de familia sa. De 3 ani funcționează acest centru, este făcut pe fonduri europene. Avem 38 de copii din localitate care provin din familii defavorizate. Copiii, elevii înscriși în școala noastră gimnazială numărul 1, elevi din localitatea noastră, care împreună cu Consiliul Local sprijinim acest centru, unde ei servesc 3 mese pe zi și fac temele de după amiază. Este un ajutor enorm pentru acești copii și pentru aceste familii. Ne mai vorbim de aceste burse care îi ajută pe copii și pe cei cu studii, pe cei meritoși și cu învățăminte, cu rezultate foarte bune la învățătură, cât și pe cei cu asistență socială, să zic așa. Un punct nevralgic al tuturor acestor activități sunt profesorii. Și ați reușit să depășiți cumva această problemă prin faptul că îi aduceți pe profesori mai aproape sau îi aduceți chiar aici, da, în grădina. Avem cadre problemă? Didactice calificate pe toate domeniile de învățătură, matematică, română, engleză, franceză, pentru că noi avem două microbuze ale primăriei care transportă cadrele didactice dimineața, le aduce de la Constanța. Seara, după ce termină orele, îi duc cem înapoi în Constanța. Sunt 52 de kilometri, într-adevăr, de parcurs. Deci nu se pune problema de conturilor pentru profesori. În același timp, aceste două microbuze aduc și elevii de la Cheia la școala gimnazială numărul 1 grădina și avem și 33 de elevi la liceu Mihail Cogălnicianu. Și ei beneficiază de transport gratuit, asigurat de primărie și de Consiliul Local. Aș vrea să vă întreb aici de un moment care a fost cu siguranță emoționant. Cum a fost momentul în care copiii au primit biciclete ca un cadou? Deci au fost atât de fericiți și eu mi-am dorit atât de mult și le-am spus copiilor din școală, pentru că și eu mi-am dorit să am bicicletă când eram mică și nu am avut. Și nu am știut niciodată să merg pe bicicletă. Mi-am dorit atât de mult încât am putut să realizez și acest obiectiv prin sponsorizări, bineînțeles. Copiii au fost foarte fericiți și erau plin strada de biciclete, că a trebuit să facem circulație cu ei ca să nu se întâmple vreun accident, Doamne ferește.
Pentru că, într-adevăr, le-am făcut o vacanță frumoasă. Vara pentru ei a fost o vacanță foarte frumoasă. Și aveți niște zone atât de frumoase, bă, zona aia către Cheile Dobrogei, e o zonă atât de frumoasă că e și păcat. Și nu e atât de circulată. Bine, poate vara sunt mai multe mașini pe acolo, dar e atât de păcat să nu mergi, să nu te bucuri de peisajele, dar să nu cunoști zona din prejurim, să mergi cu bicicleta și să-ți oferi acea libertate de care ai nevoie până la urmă. Și nu numai asta, a mai fost un moment care sunt convins că a fost la fel de emoționant, acela în care ați reușit să duceți copiii să se bucure de un parc acvatic. Bineînțeles, în fiecare vară copiii sunt duși cel puțin de două ori în vacanța de vară la Aqua Magic în Constanța. Nu vă mai spun că avem aici, la Cogealac este un centru din acesta de not și am dus toți copiii care au vrut și s-au înscris. Am avut contract noi, primăria am plătit acești bani către școală și au fost duși toată vara la not. Deci vreau să vă spun că o grămadă de copii știu să noate acum foarte bine. Un sport de performanță, până la urmă, pot ajunge să se bucure, să se specializeze în asta dacă își doresc și mai departe să aibă parte de o carieră sigur sportivă. Că da. Sigur că da. Trecem așa de la copii la polul opus, nici de pensionari n-ați uitat. Nu, nici de pensionari, avem grijă și de pensionari, având în vedere că marea majoritate a oamenilor de aici au lucrat în fostele CAP-uri și chiar au muncit enorm de mult. O pensie, cu o pensie mici, e foarte mică. Noi, eu împreună cu Consiliul Local, le oferim pachete tuturor pensionarilor cu venituri mici, de Paști, de Crăciun și de Sfântă Mărie, pe bază de dosare, deci facem anchete sociale, nu oricum, și în general cam în jur de 150 de persoane se încadrează aici în categoria aceasta. Avem 3 persoane la ajutor social, foarte puțin sunt față de alte comune unde au multe persoane la ajutor social și acestea sunt persoane trecute de 60 de ani. Pentru pensionari mai avem o grămadă de alte facilități. La 50 de ani de căsătorie, spre exemplu, noi le oferim diplome și suma de 1000 de lei. Câte pentru cupluri de genul acesta ați avut? Păi în fiecare an avem 7-8 cupluri. E bine, înseamnă că sunt longevi, înseamnă sigur, că le sigur. Priește și aerul ăsta da. De aici, de la dumneavoastră și până la urmă, eu știu, apa, mâncarea, zona, toate acestea le primești. Exact, ei au trăit natural, au mâncat natural și, într-adevăr, avem și oameni care de la 70 de ani, de la vârsta de 70 de ani, 75, 80, 85, 90 și așa mai departe, tot așa le oferim diplome și 1000 de lei. Și ne implicăm în activitățile, hramurile care le organizăm noi, primăria, împreună cu ei, pregătim sarmalele. Deci îi țineți cumva activ. E o tradiție care o menținem așa în continuare. Aceste ajutoare, ca să zic așa, nu sunt numai pentru vârstnici. Înțeleg că aveți ajutoare și pentru cuplurile care sunt, eu știu, nou înființate, pentru ele, da, pentru copii da, de 18 da. Ani. Avem și pentru, de începând de la primul nou născut, chiar dacă sunt mai mulți în familie, nu contează, un nou născut primește mama și pentru el 1000 de lei și o diplomă. Pentru 18 ani, da, pentru 18 ani, la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru prima căsătorie 1000 de lei, pentru 25 de ani de căsătorie de asemenea 1000 de lei și așa mai departe. Deci am văzut venim lucruri de genul ăsta și în alte localități, dar nicăieri nu erau atât de multe categorii, ca să zic așa. Adică se vede că aveți grijă de toate vârstele, exact. De la naștere până la, eu știu, partea de 50 de ani de căsătorie și așa mai departe. Aveți resurse pentru toate acestea? Cum vă descurcați? Se vede că e un buget bine administrat și drămuit, în așa fel încât să realizați și un sediu frumos la primărie, infrastructură, dar iată și chestii care sunt importante pentru omul simplu, care se bucură de un astfel de moment festiv în viața lui. Încercăm să ne chivernisim bugetul cum putem, cu toate că aceste proiecte
aprobate de minister necesită și ele o grămadă de cofinanțare din partea primăriei și a Consiliului Local. Vreau să vă spun că anul acesta am tăiat toate 1 decembrie, ziua comunei, pe acestea nu le-am mai organizat anul acesta, pentru că chiar nu ne mai permitea bugetul, având fiind implicați în atâtea proiecte de infrastructură. Vreau să vă spun că la Cheia, de exemplu, avem și un dispensar în lucru, un dispensar nou început de anul acesta. Avem de plătit diriginții de șantier, avem de plătit asistența tehnică. A trebuit să plătim mutarea unui stâlp către Enel, acel stâlp era pe terenul primăriei și a trebuit să plătim 75.000 de lei către Enel. Deci foarte multe alte cheltuieli care trebuie să le suportăm din bugetul local și atunci încercăm să facem în așa fel, să ne încadrăm și cu bugetul și cu toate celelalte probleme care le avem și cu locuitorii să putem să-i ajutăm și cu elevii și toate acestea. E bine că sunt toate realizate. Încurajați investitorii care vin la dumneavoastră în localitate? Sigur că da. Sigur că da. Ați luat anumite măsuri pentru ei sau știu cum e planul pentru acest proiect? Pentru că, până la urmă, dacă ai investitori în localitate, le faci un drum mai bun, dacă le faci toată această infrastructură necesară pentru a-și ajunge la o fermă, la o instalație eoliană și așa mai departe, toate aceste lucruri se răsfrâng în folosul comunității, până la urmă. Cum lucrați cu investitorii care sunt interesați și cum îi încurajați pe cei care s-au gândit, probabil, să vină să investească în această zonă? În general, noi de fiecare dată când am avut solicitări de la investitor, împreună cu Consiliul Local, am fost alături de ei, i-am ajutat cu tot ce ne-a stat în putință, conform legislației în vigoare. Am apelat și la Consiliul Județean de multe ori să ne sprijine cu reabilitarea drumurilor care face legătura între localitățile acestea, de exemplu, Grădina Cogelac, Pantelimon, Grădina. Simțiți ajutorul lor? Sau e nevoie să-l mobilizăm așa pe domnul președinte? Tot timpul trebuie să... Bine, și ei nu au fondurile necesare, absolut. Județul este mare, noi înțelegem, dar întotdeauna am primit așa ajutor când ne-am adresat lor în multe privințe. Avem promisiune acum că vor reabilita și aceste drumuri, pentru că nu existau cadastre, nu existau intabulări, nu existau proiecte și pentru aceste drumuri, pentru că nu se fac toate bătând din palme. Uitați-vă și noastră. Noi acele proiecte pe PNDL 1, canalizare și apă, le avem depuse din 2010 și abia după câți ani am putut să obținem finanțare pentru ele. Deci e ușor așa să spunem facem, dregem, nu e așa. Se face niciodată peste noapte. Exact. Deci ele, e foarte multă muncă la ele. Cadastre, începând cu cadastre. Uitați-vă la drumul acesta care pentru comună e un lucru bun că am reușit să facem cadastrele celor 10 km de drumuri. Cadastre și intabulări, plătite tot așa cu bani de la bugetul local. Dar uitați-vă la noi pentru drumul acela Cheia Casian, care în curând nu vom putea, până nu vom avea cadastru general, nu vom putea trece la proiect pentru asfaltare. Din acest motiv, pentru că se suprapune cu niște sole, ele trebuie făcute perfect după cadastru. Sunt proprietate privată și atunci automat exact. Să jonglez cumva printre toate acestea. Sigur că da. Și vedeți, uitați, așa se pun, ne oprim și ne blocăm și iar o luăm de la capăt și tot așa. De aceea zic că oamenii din grădină au o mână forte care vine și nu vreau să spun că bateți cu pumnul în nasă, dar măcar vă implicați și rezolvați până la urmă toate aceste probleme. Adevărat că toate aceste probleme le rezolv, avem o echipă de consilieri locali pe care ne bazăm, doamna viceprimar, echipa din primărie, toți funcționarii, angajații primăriei, locuitorii și toți colaboratorii noștri care, într-adevăr, o echipă de oameni muncitori și serioși, altfel nu pot să realizez toate aceste lucruri. Apropo de oamenii pentru care faceți lucruri, un
punct la fel de important, atât pentru menționarii de care, despre care am discutat, cât și pentru nou născuți, de ce nu, pentru femeile gravide, ar fi un dispensar în comună. Înțeleg că l-aveți deja în proiect. Deci noi avem un dispensar în localitatea Grădina, unde avem un medic de familie care vine o dată pe săptămână. Noi, Consiliul Local, am aprobat și un post de asistent comunitar, care ajută foarte mult pensionarii acum, mergând pe la ei pe acasă și sprijinindu-i și cu tratamente și cu multe, privind sănătatea oamenilor, tensiune, un diabet și așa mai departe. Dar acum v-am spus, avem un lucru, în lucru acel dispensar de la Cheia. Finanțare PNDL? PNDL 2, da. Da. El este în lucru, se lucrează la acoperișul lui. Da, deci mai e puțin, nu mai e atât de mult de lucru. O să mai fie finisajele interioare, exterioare, dar și cele mai multe ori acestea durează vezi... și costă mai mult decât da, dotarea. Da, dar vedeți, dumneavoastră, când pui căciula deja la o casă, deja zici că e bine. Adică nu mai plouă, nu mai ninge, după aceea încet, încet reușim și cu finisajele interioare, exterioare și așa mai departe. Când sperați să fie gata acest proiect? Păi dacă merg bine și merg în continuare aceste PNDL-uri care au fost începute, noi sperăm ca la anul viitor să fie gata. Anul viitor să fie gata și acest dispensar și această canalizare și dacă să ne ajute Dumnezeu să continuăm și cu asfaltarea. Apropo de toate astea, până în canalizare, important pentru oameni, sunt convins, este și rețeaua, este la fel de important și rețeaua de gaze. Care sunt planurile în acest sens? Deci pentru rețeaua de gaze vreau să vă spun că tot în anul acesta am depus la Fondul de Dezvoltare pentru Investiții, studiu de fezabilitate pentru gaze naturale, cu toate avizele necesare. Unde este cea mai apropiată rețea în zona dumneavoastră? Păi, rețeaua trece chiar pe teritoriul comunei noastre. De avem trei conducte de gaze care traversează comuna noastră și ar fi păcat, bine, având și avizul de la Transgaz, automat, deci... Sunt posibilități, dar să vedem de unde primim finanțarea. Deci noi am făcut toate demersurile. Ce vorba, sau despre ce... Da, în jur de 4 milioane de euro, am înțeles. O sumă considerabilă. Da, da. Și aveți speranțe în acest sens? V-au dat speranțe cei cu care ați discutat? Cei de la... Am înțeles că a fost în studiu la Ministerul Economiei să ni se dea avizul și de acolo. Era vorba de o listă de 155 de comune. Nu mai știu deocamdată cum mai stau lucrurile, dar cert este faptul că noi l-am depus pe Fondul de Dezvoltare al Investițiilor. Contează acest foarte mult ca și ele să fie realizate și chiar dacă vin după asfaltare, omul sunt convins că va fi mulțumit de faptul că va avea în sfârșit gaze și vor renunța la, eu știu, lemne, cărbun și așa mai departe, alte metode. Închipuiți-vă că ar ajuta foarte mult și investitorii și foarte mulți oameni care s-ar muta de la oraș către sat aceste gaze. Oamenii s-au învățat să stea în confort, nu mai vor să care lemnele cu brațul. Să... Și vreo asta poate îi aduce și pe cei mai tineri înapoi în comună, pentru că văd că au tot confortul de la oraș, un confort pe care îl găsești în rețeaua de apă, o apă bună, de calitate, rețea de gaze, ai drumuri asfaltate până în fața poliției. Două cămine culturale, dotate cu tot ceea ce necesar pentru organizare de evenimente, de nunți, de spectacole și așa mai departe. Avem două case mortuare în localitatea Cheia și în localitatea Grădina, dotate cu absolut tot, cu cameră de ținut mortul, cu sală de praznice, cu bucătărie. Dar este o cerință obligatorie. Este o cerință obligatorie, dar vă spun că este și foarte necesară, pentru că la început oamenii erau reticenți și mi-au spus, doamna primar, să știți că noi nu vrem să ne aducă copiii noștri acolo. Le-am spus, dacă nu vor, nu vor, dar important e să avem unde să facem praznicile, pomenile și toate obiceiurile și datinele care noi românii le avem. Și atunci, după ce s-a finalizat și am făcut noi o sfeștanie, să zic, acestor case mortuare, a fost suficient o familie să-și aducă acolo decedatul și după aceea toată lumea
Deci au zis că este extraordinar și că, nu vă spun, ceilalți care au venit de prin județ sau de prin alte părți aici la noi și au văzut această casă mortuară, și-au pus întrebarea de ce ei nu au așa ceva în comunele lor. Dar sunt comunități care nu au așa ceva. Da, știu. Sau unde sunt, eu știu, chestii private, unde plătesc o grămadă de bani și atunci sunt necesare. Până la urmă e ciclul vieții și ai nevoie și de asemenea lucruri. Exact. La final, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să discutăm despre un alt subiect care este important pentru administrația locală, dar și pentru oameni, până la urmă, despre planul urbanistic general. Este în lucru. Care este stadiul acestui an? Deci el expiră în 2020 și se lucrează și la acest PUG al comunei, pentru că e necesar la toate proiectele pe care noi le depunem, trebuie să avem și acest plan urbanistic general aprobat de Consiliul Local și de toate instituțiile statului. Trebuie să mergeți mai departe. Aveți în jumătate de an alegeri, veți merge mai departe? Duceți mai departe proiectele? Duceți mai departe proiectele cu aceeași echipă, ca să zic așa? Închipuiți-vă cât suflet am pus la toate proiectele astea și îmi doresc, Doamne ajută, să aducem și gazele, să vedem și asfaltul pe drumurile comunei și, dacă sunt sănătoasă și Dumnezeu îmi ajută să fiu în continuare primar, îmi doresc încă un mandat pentru a finaliza toate aceste lucruri la care am muncit și la care am pus suflet cu întreaga echipă. Se vede și se văd deja primele rezultate, iar atunci când totul va fi realizat, cu siguranță, eu știu, omul de rând va vedea pe de-a întregul tot ce s-a făcut în această comună. La final aș vrea să vă rog să adresați un mesaj, pentru că ne apropiem de sărbătorile de iarnă și de finalul de an, un mesaj tuturor celor care ne privesc cu ocazia Crăciunului și, de ce nu, anului nou. Păi le doresc tuturor celor care ne privesc multă sănătate, multă fericire și împlinirea tuturor dorințelor pe care le au de acum încolo. Doamna primar, vă felicit pentru ce faceți aici. Sper să ne vedem din nou în curând și să ne arătați: uite, am reușit să facem și partea de gaze, am reușit să asfaltăm și așa mai departe. Și să le arătăm constanțenilor că, iată, chiar și la Gădina se pot face lucruri frumoase în folosul comunității, cu bani nu foarte mulți, dar bine drămuiți de către o mână forte, cea dumneavoastră și a echipei pe care o conduceți. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vreau să auzim că toate aceste lucruri au fost făcute cât mai repede pentru oameni. Doamne ajută, așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult! Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!